Ziua. Astăzi vom descoperi împreună câteva dintre funcționalitățile magazinului online Fast, noul cont My Fast. Pentru asta trebuie să apăsăm butonul Login, să ajungem în pagina de autentificare, în cazul în care aveți deja un cont. Apăsăm butonul de autentificare. În această secțiune veți introduce ID-ul de utilizator, adică adresa dumneavoastră de e-mail de serviciu. Și parola aleasă de dumneavoastră și apoi apăsăm butonul conectare. Ne-am conectat la contul MyFesto. Aici accesăm meniul principal. În meniul principal vom găsi mai multe pictograme. Fiecare pictogramă este un buton spre o anumită secțiune a platformei MyFesto. De exemplu, avem două secțiuni care țin direct de detaliile dumneavoastră. Secțiunea date despre companie, aici veți găsi numărul de client Festo, denumirea companiei înregistrate de dumneavoastră și, desigur, adresa. Revenind la meniul principal, în secțiunea de autentificare și securitate, veți avea acces la datele mai sensibile. În partea dreaptă, puteți să vedeți ce tip de cont corporate dețineți. În cazul de față, full business, adică aveți și dreptul de a plasa comenzi. Puteți alege să rămâneți autentificat, adică website-ul să rețină datele dumneavoastră de autentificare și de fiecare dată când redeschideți browserul, să fiți deja logat în momentul în care intrați pe festo.ro. Și aici aveți, desigur, și opțiunea de ștergere a contului în cazul în care nu mai vreți să îl mai utilizați pe viitor. Și puteți să vă actualizați chiar datele înregistrate în momentul creării contului, precum și acceptul privind opțiunile de comunicare. Puteți să editați și adresa de e-mail la care se transmit confirmările de comandă, dacă nu doriți ca adresa să fie numele dumneavoastră de utilizator. Revenind. Avem partea de coșuri de cumpărături salvate. De fiecare dată când aveți o listă de produse pe care doriți să o achiziționați într-un mod repetat, puteți să creați liste de cumpărături și să le salvați în acest cont al dumneavoastră pentru achiziții viitoare. Dacă se repetă. Vedeți, de exemplu, am mărit perioada în care au fost editate ultima dată coșurile de cumpărături salvate și avem aici câteva coșuri de cumpărături salvate ca exemplu. Întreg. Să mai vedem o altă funcționalitate. Proces de comandă. Aici puteți să urmări și să repetați comenzile plasate. De exemplu, puteți să măriți perioada în care ați plasat comenzi și să filtrați toate comenzile înregistrate pe contul dumneavoastră. Acest cont este unul de test, de aceea nu există comenzi efectiv plasate prin acest cont. Din nou, la meniul principal. Să descoperim și secțiunea de oferte. Aici veți găsi, pentru un anumit interval de timp, setat de dumneavoastră, toate ofertele valabile transmise de Festo, fie că solicitarea dumneavoastră a venit pe e-mail, fie că ați creat propria ofertă direct din coșul de cumpărături. Dar despre asta povestim data viitoare când descoperim și coșul de cumpărături și funcționalitățile acestuia. Mergând înapoi la meniul principal, veți descoperi și secțiunea de serviciu clienți. Aici puteți să urmăriți statusul reclamațiilor dumneavoastră, precum și să transmiteți o reclamație nouă pe un anumit număr de produs sau comandă, dacă aveți aceste informații la dispoziție, sau puteți să transmiteți o solicitare tehnică pur și simplu ad hoc, în baza unui cod de produs și să ne explicați exact care este problema și ce doriți. Suport tehnic, service, reparație, înlocuire. Avem nevoie de câteva detalii și, dacă aveți disponibile, câteva informații
documentație sau fotografie. După încărcarea documentelor și eventual a fotografiilor pentru a descrie cât mai bine situația, veți transmite solicitare și veți fi contactați de către departamentul tehnic de la FESTO pentru rezolvarea situației. Celelalte două pictograme din meniul principal al platformei MyFesto sunt pentru partea de proiectare, adică crearea de proiecte, înregistrarea de dispozitive, echipamente, produse FESTO, pentru care sunt necesare configurări și integrări în anumite sisteme proiectate. Aici veți lucra cu inginerii noștri, vă vor ajuta și veți putea colabora direct pe proiectele dumneavoastră. Dar asta vom descoperi într-un alt tutorial. În același meniu principal, avem și trei linkuri către pagini care vă pot oferi suport suplimentar. Aveți odată partea de instrumente de inginerie. Aici puteți să descoperiți toate instrumentele software disponibile online, gratuit, de la FESTO, pentru diverse nevoi de dimensionare, calcul, configurare, simulare, construire, acces în catalog, piese de schimb sau Quick Search Plus, punere în funcțiune și servi. Desigur, aveți un al doilea link destul de interesant, care merge într-o pagină dedicată aplicațiilor. Aplicații pe care le puteți filtra cu ajutorul acestor filtre din partea stângă, pe interesul dumneavoastră, să spunem, mașini unelte, de exemplu, prelucrare de înaltă precizie asupra fețelor, să luăm ca exemplu. Fiecare aplicație are un video, are partea de prezentare a aplicației sarcinii de îndeplinit și soluția oferită de FESTO, precum și lista produselor componente din acea soluție. Iar ultimul link este către catalogul de piese de schimb. Cam atât deocamdată. Următorul tutorial va prezenta funcțiile coșului de cumpărături. Mulțumesc! O zi frumoasă!